ziceți pentru să ajutăm oameni care într-adevăr au nevoie. Pentru că dacă și este într-adevăr și poate de dat, chiar am decis că să-i dau, că pentru ce să stau să-i arunc dacă într-adevăr hainuțele sunt ușoare și am decis să ajut la oameni care într-adevăr au nevoie. Este bine pentru că mulți au nevoie, părinți, copii, nu au toți posibilitatea ca să cumpere haine una altă. Și trebuie un mic ajutor și mulțumim foarte mult pentru tot. Mulțumim frumos! Mulțumiți, tare bine suntem mulțumiți. Ea că a luat la nepoțăi, adică este la comunitar, că la gine a luat de aici. De acolo tot trebuie să plătim 10 și 50 de lei, e scump. Dumnezeu ea că a dat și mi-a adus și mi-a dat o leacă. Caritate este organizată deja a treia oară de către Direcția Învățământ în parteneriat cu Consiliul Raional al Părinților și astăzi s-au adunat deci tot președinții comitetelor de părinți din localitățile Raionul Soroca. S-au mobilizat prin acțiuni de caritate interne în localitate, fie târguri, au adunat hăinuțe rechizite și multe alte îmbrăcăminte, încălțăminte. Aici, la Palatul de Cultură Soroca, sunt expuse toate aceste lucruri. Sunt invitați toți cei care au nevoie. Vă invităm alături de noi și vă mulțumim mult pentru implicare celor care ați venit și ați donat din suflet pentru această acțiune de caritate. Această acțiune de caritate a luat amploare acum ceva timp în urmă, adică anul trecut, 2020-2022. În anul acesta, comunitatea noastră este foarte receptivă, chiar au fost foarte multe sunete la acțiu, pentru a se alătura acțiunii noastre. Sunt și mulți doritori de a beneficia de aceste lucruri, dar nu în ultimul rând menționez că numărul persoanelor cu suflet mare, cu inimă mare, cu care vin cu contribuția anume la acțiunea de caritate, cred că s-a mărit în jurul la 80%, să spun eu, ca la început. Sperăm noi că această acțiune totuși are un impact foarte bun și va avea o continuitate. Vreau să mulțumesc în deosebit toate instituțiilor de învățământ, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor. Nu ultimul rând vreau să menționez că în anul acesta s-au alăturat campaniei noastre și ele de Colegiul Tehnic Agricol, profesori care sunt astăzi alături de noi, ne ajută ca să bucurăm acești copii prezenți aici. Mulțumesc, spasibo!